Prestatorii de servicii taxi anunță noi scumpiri pentru călătorii. Deținătorii parcurilor de automobile susțin că scumpirile la deservire se țin lanț, de aceea nu mai pot oferi clienților călătorii ieftine. Pe lângă faptul că au crescut prețurile la piesele de schimb, carburant și serviciile de reparație, mai nou și pentru asigurările RCA trebuie să achită mai mult. Последний момент нас Комиссия Национала опеции финансовой уведомила о том, что цены на страховки для такси вырастут. Если два года назад цены были 3600 лей для такси, то на сегодняшний день 5018 лей. Наша ассоциация борется с этим. Мы выражаем ноту протеста данному решению. Мы будем оспаривать ее в суде, так как считаем это решение незаконным. С нами, как ассоциации транспорта в такси, никто эту ситуацию не обсуждал. Мы узнали об этом постфактум, исходя из публикации Monitor Official. Președintele Asociației Transportatorilor Auto în regim taxi susține că decizia autorităților nu este clară în condițiile în care alte state reduc costul asigurărilor pentru mașinile încadrate în serviciile de transport. Возникает ряд вопросов. Почему, к примеру, мы сейчас по новым ценам должны платить 240 евро за страховку в такси? Когда так в Румынии данная страховка стоит 190 евро. Причем в Румынии, имея страховку в такси, ты можешь использовать ее на всей территории Евросоюза. Она действует везде. Для примера, в Москве такая страховка 197 евро. В Болгарии 159 евро. Мы задаемся вопросом, почему у нас такие большие цены? Scumpirea asigurărilor este doar o componentă. Administratorii parcurilor de transport în regim taxi declară că și deservirea mașinilor îi costă mai mult decât în anii precedenți. Tariful este format din mai multe componente, dar noi suntem obligați, suntem nevoiți ca să majorăm tarifele din mai multe considerente. Dacă am observat, foarte mult au crescut costurile la piesele auto din cauza cursului valutar. Combustibilul a crescut foarte mult în ultima perioadă și acestea sunt costuri care pe noi direct ne afectează și dacă să luăm prin comparații cu majorările pieselor, noi putem spunem că noi nici nu creștem atâta prețurile ca să acoperim aceste costuri. Noi doar încercăm să supraviețuim. Deocamdată, taximetriștii nu-și fac griji că vor avea lipsă de clienți din cauza scumpirilor. Ei spun că în ultima perioadă sunt supra-solicitați. Сейчас работа хватает, хватает и хватает, слава Богу. То есть для меня лично, 5 лей повысили, это ничего не значит. То есть как работал до этого и с этого дня, или с 5, или без 5. Ну, меня все устраивает, повысили тариф, значит, по деньгам будет больше. De altă parte, sunt și voci care spun că, pe lângă scumpiri, patronii parcurilor ar trebui să îngrijească de asigurarea socială a taximetriștilor, în caz contrar nu vor mai fi doritori să muncească în această sferă. Șofierii de ce au fugit? Noi avem ce, dacă să ieșim la pensie, ieșim cu cei mai mizeri pensii. Noi, dacă să ieșim foaie de boală, noi nu ne plătite. Noi nu avem foaie de boală. Nu avem concediu, noi suntem roboți. Cine vrea să lucreze? Toți șofierii au plecat. Alexandru Topală este convins că nu pasagerii trebuie să contribuie la ieșirea din această criză, ci legea trebuie redresată astfel încât să fie echitabilă pentru toți. Nu trebuie din pasager să smulgem atâția bani când să găsim o mașină. Noi, ca să schimbăm situația, noi trebuie să schimbăm legislativa. Cei care au făcut-o fosta guvernare, nu socialiste, dar care au fost sub sistemul domnul Filip, care ne-a făcut nou sistema asta de achitare a impozitelor. În Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 80 de parcuri în regim taxi, dintre care în jur de 20 sunt companii mari. Până acum costul pornirii era de 25 de lei plus 4 lei per kilometru. Începând de astăzi, pasagerul va plăti pentru pornire 30 de lei, asta în cazul în care reușește să găsească o mașină disponibilă.